Românii lasă de multe ori sănătatea pe ultimul loc. Așa se face că la medic ajung de cele mai multe ori în situații grave, atunci când boala este avansată. Acest fapt se întâmplă în contextul în care statul decontează o listă lungă de analize pentru depistarea bolilor. Periodic, asigurații în Sistemul Național de Sănătate pot beneficia de un set de analize pe care medicilor le pot prescrie în baza unui pachet special. Românii recunosc faptul că ajung la medic doar după ce se îmbolnăvesc. Nu sunt educați să facă altfel. Media celor care merg la medic pentru a-și face un set de analize este în scădere. Oamenii ajung atunci când este prea târziu și astfel sunt predispuși la numeroase afecțiuni care de multe ori nu mai pot fi tratate. Analizele de fapt ajută la evaluarea stării de sănătate și la depistarea unor lucruri care pot fi corectate, pentru că sunt o mulțime de boli care nu au simptome. Și neavând simptome, nu știi că ești bolnav, doar constați peste nu știu câți ani că îți apar niște complicații îngrozitoare și ridici din numeri și spui că n-ai știut că ești bolnav. Ei bine, analizele asta te ajută, să depistezi în timp bolile pe care le poți, din timp, bolile pe care le poți eventual face. Așa se face că zeci de români își ignoră problemele medicale și nu de puține ori se întâmplă să ajungă la medic doar atunci când boala de care suferă se află într-un stadiu avansat de evoluție. Acest lucru se întâmplă chiar și în contextul în care își cunosc drepturile de asigurați în sistemul public și știu că pot beneficia de analize gratuite. Merg românii la analize doar când au nevoie, doar atunci când îi doare ceva? Da, bineînțeles. Așa e, sănătatea O căutăm abia după ce nu mai avem, de regulă. Să facem analize din timp? Sigur că da, cel puțin anual. Să mergeți la analize anual? Da, merg, da. Întotdeauna a fost așa. Și la biserică ne ducem numai atunci când e greu, în zilele de azi. Ar trebui făcute analizele atunci când, anual? Le-am făcut, așa am un doctor de familie bun. Dar din partea mea, numai dacă am probleme. Dacă mă doare ceva, altfel nu mă duc. Eu de obicei merg frecvent, nu numai când mă simt că-s bolnav. Pentru că mai am probleme de sănătate și trebuie să mă controlez oricât, cât de cât să văd în ce fază, cum oscilează boala de la o zi la alta. Sunt lucruri pe care românii le neglijează, analizele? În general, da. Să duc numai atunci când... În ultima fază. Pe de altă parte, medicii sfătuiesc pe oameni să-și facă analizele periodic pentru că doar așa pot depista o boală înainte să avanseze. În România, asigurații din sistemul public de sănătate beneficiază de analize gratuite decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și realizate în laboratoare care au contract cu această instituție.